Iată-ne din nou în partea aceasta, la altă. We proudly present you, Marilina Nițu. Bine ai venit la noi! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Bine ai venit la noi și bine ai venit în România, din nou! Bine v-am găsit pe voi, frumoși și sănătoși! Da! Dar de ce te uiți la mine? Mai mult ar trebui să te uiți la Cristina, că e sănătoasă! Sănătoasă, bine! Când în pianobar, când în piețele unde se desfășoară manifestările politice. Se poate spune că ai o carieră muzicală acolo sau este doar, doar o chestie locală, așa, o treabă mai micuță, să spunem? Am făcut preselecție pentru Sanremo, bineînțeles că concurența este foarte mare, fiind străină ai mai puține șanse. Ce e cu piesa care se aude pe dedesubt? Este piesa Talisman, da, spaniolă. O știu, da, da, da. Da, da, da. Deci nu o cânti tu? Ba da, este vocea mea, este registrată vocea cu vocea mea, da. Aha, da. Am înțeles. Și este o piesă preluată, da? Da, da, preluată. De la Roxan. Uh-huh. Ai piese personale pe care le cânti în acele pianobaruri sau... Nu, e... repertoriu internațional. Internațional, uh-huh. Italian, cânt în italian, în engleză, în spaniolă. Uh-huh. Ce preferă italienii? Foarte mult spaniola, engleză mai puțin și în special italiană. Și foarte naționaliști. În limba română cânti? Ți s-a cerut să cânti, de exemplu, o horă sau... Când se întâmplă să am românii, adică ca public, da. Ca public, da, mai cânt. Uh-huh. Ca gen muzical? Merge latino, în general, italieni, da. Ascultă latino? Și ca peste tot, uh-huh. Acest gen merge foarte. Spune-ne, ce vei cânta în România? Pentru că deocamdată ascultăm, iată, o piesă grecească. Asta este grecească. Au lăsat discul mai departe. Voi cânta piesa lui Cornel Fugaru, da. Să dansăm. Aici, la noi, da. În studio. Da. Iar pe album, ce pe album voi avea, deci, așa, un mix din toți compozitorii care au făcut aceste piese pentru mine. Va fi Ordeanu, care deja a făcut două piese pentru mine. Nu le-am înregistrat încă. Da. Aș fi vrut să cânt în prima audiție și la voi, dar făcut, nu, da. Nu am, n-am avut... Spune-ne, câte piese îți propui să conțină albumul? Când va fi lansat pe piață, ca să știe lumea? Deci, deja am 8. Ai deja 8 piese înregistrate? 8. În proiect. Cu ceea ce, da, cu ceea, da. Ce trebuie să mai registrez, să văd ce mai apare. Ce gen muzical vei ataca? Deci pop latino, cam asta. Mm-hmm. Cam acest gen. Bun, revenind la subiectul pe care noi l-am avut dimineață, OZN-urile. Ce părere ai de OZN-uri? Ai reușit să vezi emisiunea? N-ai reușit să vezi emisiunea mai de dimineață? Am văzut ceva. Ce părere ai de... Când o să văd, o să cred. Deci deocamdată am auzit. Mm-hmm. Dar din ceea ce aud, nu... Nu te convinge. Trebuie, mă convinge. Să, trebuie să văd. Când o să văd un OZN că vine la tine și zice: "Domnule, Maria Nițu, hai economică." Ce bine. Ar fi atunci, cred. O să zic da. Atunci este adevărat. Să ai lucrurile clare. Sigur că da. Acest album pe care îl vei lansa vor fi piesele tale, stilul tău, sau vei impune un stil al tău sau vei prelua piese? Nu, piese nu prelu. Deci vor fi piesele mele. Vei încerca să-ți impui mine. Un stil. Da, scrise pentru mine. În afară de Adi Ordeanu, cu cine mai lucrezi la... Am lucrat cu Moculescu, cu, da? Fugaru, Ordeanu, Daminescu, cam... Apropo, te gândi să participi la Mamaia? Asta este era ultima întrebare? O surpriză. Aia din urmă cu 3 întrebări. O surpriză. O surpriză. O surpriză. Aha, ați auzit, da? Vrem să auzim cântând și e foarte târziu. Mulțumim foarte mult. 10 și 12 minute pentru noi, asta înseamnă foarte mult. Îți mulțumim că ai venit în această dimineață. Noi o să ne luăm rămas bun din partea cealaltă, nu mai spun nimic, că e târziu. Gata. Muzică, foarte scurt, tăiem clipul la jumătate. Rușine și gata. Să ne fie. Da. Cum? Ce tăiați? Nu. Nu urmează un clip. Tot e sub control. Everything is under, cum se spune în italian, tot e sub control? Tutto è sotto controllo. Tutto è sotto controllo. Sotto controllo. Ok, noi vă spunem bye-bye, ne vedem luni dimineață, pa, pa, urmează Marilena Nițu, pa, 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 Nițu, Marilena Nițu, pa, pa, pa.
dragul meu. Poți să vorbești mult și bine, tu îmi oferi mândru soare, însă eu îmi doresc doar un dans. Și când muzica va cânta, vreau să simt cum bate inima. Iubite, să I'm not afraid.